colegul meu, doctor Mihnea Nica, când oferta osoasă, când stăm mai mult timp după extracție dentară, așteptăm mai mult timp până să ne hotărâm să o protezăm sau să apelăm la tratamentul cu un implant dentar, e moment în care osul se resoarbe, țesutul osos al mandibulei sau al maxilorului nu mai au volumul sau densitatea necesară pentru susținerea unui implant. Și în acest caz se poate se recurge, există este necesară o intervenție înaintea plasării implantului dentar, o intervenție de adiție, de mărire a ofertei osoase, de adiție osoasă. Aceasta se poate face prealabil, dar se poate face și în acea zi cu implantul dentar, depinde de cât os s-a resorbit. Țesutul osos, iată, are calitatea de a se regenera și de a crește, așa că plasarea strategică a unor grefe de os pot stimula creșterea lui exact acolo unde este nevoie. După această adiție se așteaptă o perioadă de până la 6 luni în medie, după care se poate plasa implantul dentar. Pentru această perioadă este necesară pentru regenerarea înainte de a putea face un implant.